Așa cum, după cum ați văzut, Consiliul Județean a solicitat această întâlnire de lucru cu persoane interesate de transportul județean. Este prima întâlnire, o să mai publicăm încă o dată săptămâna viitoare, la o oră și mai accesibilă, ora 17, o să plâng. Poate cineva este la lucru și o să dorească să participe. Așteptăm în continuare orice fel de propuneri de îmbunătățire a transportului public județean. La acest moment, vedeți, interesul este minim pentru a îmbunătăți. Nu știu cum să o luăm, dacă transportul merge în direcția bună și atunci oamenii au observat, sau dacă nu e ora potrivită. O să vedem și acest lucru, o să testăm săptămâna viitoare și la o oră mai târzie. La acest moment, Consiliul Județean a publicat pe site abonament, prețul tarifelor la abonamente pentru călători și pentru elevi. Operatorii, începând de astăzi, deja scriu abonamentele pentru elevi, urmând ca probabil de săptămâna viitoare toți elevii să aibă abonamentele în școli și să le preia.